Mulțumim, Părintele Sever Negrescu, Tatiana Petrache, Irene Lugheru, lui Virgil Borcan, Părintele Teofan Popescu, Părintele Traian Zăutan, mulțumim Toru Cristin, Afrodita Andronie și Condușa Mircea, pentru această mărturie și pentru această priveghere la care am slujit împreună. Vă mulțumim dumneavoastră că ați fost noi la această priveghere. Cei care aveți mâine răgaz, deci va fi parastasul lui Daniel Turcea, chiar la data de, deci este mâine 28, la Biserica Sfântului Nicolae Mărăjuin, sau dacă nu, în, este în Paraclis, în cimitirul dinspre Biserica Sfântului Nicolae și apoi la Părintele lui Daniel Turcea. Ne-am fi dorit, așa cum a spus Părintele Traian, ca acea proiță pe care și-a dorit-o, dar să fie sfințită mâine, dar e mai bine așa, e bine să ne smerim și când vrea Dumnezeu, atunci avem ocazie să ne mai întâlnim, da. Doamne ajută și mulțumim!